Noapte de foc pentru pompierii din Constanța și Tulcea. Un bloc de 10 etaje a fost la un pas să fie mistuit de flăcări, iar o mașină s-a făcut scrum în câteva minute. Mai multe imagini și detalii imediat. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române îi dă replica înalt preasfințitului Teodosie după ce acesta din urmă a spus că aghiasma mare ar fi interzisă unor credincioși. Toate explicațiile în câteva momente. Gerul care a înghețat Constanța dă de furcă nu doar oamenilor, ci și animalelor de la microrezervație. Îngrijitorii și medicii s-au mobilizat imediat, au refăcut adăposturile și au adaptat meniul animalelor la condițiile de frig extrem. Noaptea de foc pentru pompieri în Tulcea și Constanța. La Tuzla, o mașină a ars cu flăcări înalte de 3 metri, iar la Tulcea, un bloc de 10 etaje a fost la un pas să fie mistuit de flăcări. Din fericire, nu au fost victime nici într-o parte, nici în alta. La ora 5 dimineața, pompierii din Tuzla au fost trimiși la Eforie Sud, unde pe principala arteră a orașului ardea o mașină cu flăcări mari. Până să ajungă salvatorii, mașina a ars 80%. Din fericire, n-au fost victime. Cauza probabilă a incendiului, scurt circuit la compartimentul motor. La Tulcea, pompierii au fost trimiși de urgență la o magazie în flăcări care amenința să se extindă la un bloc cu 10 etaje din apropiere. Pompierii s-au împărțit în echipe și în timp ce unii localizau flăcările, ceilalți au intrat să caute supraviețuitori. Au fost identificate două persoane, soț și soție, care au fost preluate de echipajele medicale Smurt și Saj. Femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost transportată la spital, aceasta suferind un atac de panică. În urma incendiului a ars o magazie cu o suprafață de aproximativ 170 de metri pătrați și au fost afectate două locuințe din vecinătatea acesteia. De asemenea, au fost înregistrate pagube și la geamurile unor apartamente din blocul învecinat, în număr de 16 proprietăți. Intervenția pompierilor a fost încheiată după mai bine de 3 ore de la primirea apelului. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a răspuns pe Facebook după ce arhiepiscopul Tomisului a afirmat în urmă cu câteva zile că fumătorii și femeile care sunt într-o perioadă de necurățire nu pot bea aghiasmă de bobotează. Cei afectați grav de ideologiile cristofobe primesc un nesperat și consistent ajutor de la cei care, în nebunia idolatrizării ignoranței, îl trimit pe fumător în iad, pe femeia cu fiziologie normală afară din biserică și pe ambii cât mai departe de aghiasma mare și mică, ca și cum cel luptat de o patimă nu ar avea nevoie de ajutorul lui Hristos și al nostru, ca și cum fiziologia ar fi sinonimă cu necurățirea sau aghiasma cu sfânta împărtășanie, a scris Vasile Bănescu pe Facebook. Arhiepiscopul Teodosie a vorbit în urmă cu aproape o săptămână la Radio Dobrogea despre rânduieli care trebuie respectate la început de an. Despre apa sfințită de bobotează a spus că nu poate fi băută de femeile care sunt într-o perioadă de necurățire sau de către fumători. Dacă femeia se află în perioada lunară, poate să participe la slujba de sfințire a apei de bobotează și să o aducă acasă? Sigur că poate să participe, nu se apropie, nu gustă, dar într-un recipient poate să o aducă acasă. Sigur, femeile care sunt într-o perioadă de necurăție nu pot să bea atunci aghiazma. Un fumător poate să bea aghiazma cea mare de bobotează? Nici mare, nici mică. Nici anafură. Pentru că e mai rău ca un păgân. La malul mării, gerul pare să fie zilele acestea principalul dușman al oamenilor, și nu doar al lor, ci și al păsărilor și animalelor aflate în microrezervația complexului muzeal. Noaptea trecută, mercurul a scăzut în termometre până la minus 10 grade Celsius. În aceste condiții, animalele sau păsările care nu sunt îngrijite corespunzător pot avea de suferit, iar unele ajung să și moară. La microrezervația din Constanța, angajații s-au mobilizat deja, iar adăposturile au fost căptușite cu paie. Acestea le asigură căldura necesară, iar uneori se mai și hrănesc din ele. Ne-am luat toate măsurile necesare în vederea protejării speciilor noastre de păsări și de mamifere pe care le avem în patrimoniul secției microrezervație, în sensul că am făcut rezerve de considerabile de hrană. Broaștele țestoase de uscat hibernează până când temperaturile vor atinge 17 grade Celsius. Până atunci au fost acoperite cu paie de îngrijitor să le fie cald.
Ele se îngroapă cumva în pământ sau în nisip, dar noi am vrut să le ajutăm puțin să treacă cu bine de sezonul rece și atunci am contribuit și noi cu paie. Totodată, meniurile au fost adaptate acestei perioade. Sunt mai bogate în proteine și includ mai multe fructe și legume. Aici avem un amestec de cereale, grâu, porumb și floarea soarelui, pe care îl administrăm păsărilor acvatice și tericole. Și aici? Și aici legume tocate pentru păsările acvatice. Am început de zilele trecute, animalele sunt deja protejate, iar în cazul speciilor mai sensibile, acestea au fost închise în adăposturi, bineînțeles închise doar pentru perioade scurte de timp, pentru că au nevoie de lumină, au nevoie de aer curat în fiecare zi. Speciile mai predispuse sunt păsările exotice, sunt rozătoarele de talie mică, cum ar fi porcușorii de Guinea, iepurii, porcii spinoși, care sunt de talie puțin mai mare, acestea sunt mai predispuse. Îngrijitorii au luat măsuri astfel încât și necuvântătoarele din țarcuri și papagalii de la microrezervația din Constanța să treacă fără probleme de perioada rece. Cei mai sensibili sunt papagalii exotici. În clădirea în care pot fi admirați, geamurile au fost închise și au fost montate calorifere electrice pentru a putea fi menținută o temperatură constantă de 18 grade Celsius. Parcul din incinta are sursă de apă din izvoarele geotermale, ceea ce face să nu înghețe în totalitate niciodată, iar asta le permite păsărilor să găsească hrană și loc de refugiu. Sunt însă și specii care se adaptează singure la condițiile nefavorabile și sunt capabile să-și găsească hrană, inclusiv sub zăpadă. Sunt specii care se adaptează la condițiile de iarnă, precum iepurii, vulpile, cervidele, care au blana de iarnă, o blană care cuprinde două straturi, un strat mai dens la nivelul pielii și un fir mai lung și mai aspru la suprafață, astfel încât permite reglarea temperaturii corpului. O altă adaptare a lor este căutarea hranei și sub zăpadă, astfel încât ele pot asigura necesarul de hrană și în condiții extreme. Sunt multe păsări care au rămas aici, care n-au mai migrat și din acest motiv ele în această scurtă perioadă suferă. E adevărat că se pot adăposti, se ascund, pot rezista câteva săptămâni chiar fără să se hrănească, totuși dacă există posibilitatea de a le ajuta pe ele, pe animalele străzii, mă refer și la câini și pisici care nu au stăpân, ar fi bine să o facem. Din cele peste 400 de exemplare de la microrezervația din Constanța, mai bine de jumătate au nevoie de îngrijire mai atentă în sezonul rece. Gerul puternic a creat un peisaj spectaculos la malul mării. Stabilopozii și balustrada de protecție de pe faleza cazinoului au devenit veritabile sculpturi de gheață sub influența temperaturilor extrem de scăzute. Cu o minimă resimțită de minus 13 grade Celsius înregistrată azi noapte, orașul a înghețat pur și simplu, punând la grea încercare rezistența localnicilor. Până și bărcile ancorate în portul turistic s-au transformat în statui de gheață. În ciuda frigului năprasnic, nu puțini au fost cei care au vrut să se bucure de spectacolul naturii și au ieșit la plimbare pe faleza cazinoului. Peisajul e fenomenal, adică gheața asta e superbă, mai ales că ne place vremea asta. Fascinant, oricum, este o experiență pe care oricând aș repeta-o. Conform specialiștilor, gerul se va domoli în curând, lăsând loc unor temperaturi mai blânde, dar totuși reci. Astăzi la Constanța sunt așteptate temperaturi pozitive, care nu vor depăși însă 2 grade Celsius. Suntem din ce în ce mai bolnavi, o demonstrează bilanțul făcut public de Spitalul Județean de Urgență Constanța, care arată că peste 150.000 de pacienți au ajuns la unitatea medicală anul trecut. Cifra este în creștere comparativ cu 2022. 76.000 de pacienți au fost tratați în Spitalul de Urgență, iar 104.000 de pacienți au fost consultați în sistemul ambulator al unității medicale. 3.600 de medici s-au ocupat de pacienții care au apelat la serviciile spitalului.
spitalului, mai spun reprezentanții acestuia, subliniind că numărul cadrelor medicale este insuficient comparativ cu volumul mare de muncă. 300 de posturi sunt vacante în acest moment la spital. Tot la Spitalul Județean au fost achiziționate anul trecut mai multe aparate performante de imagistică, dar și un sistem informatic integrat pentru conectarea serviciilor medicale de imagistică. Modificări semnificative în procesul de colectare a deșeurilor la Lumina. De luna aceasta, colectarea va fi asigurată de Serviciul de Salubrizare al localității. Administrația locală anunță și schimbări în graficul pentru colectarea deșeurilor. Astfel, în zilele de luni vor beneficia de serviciul de colectare locuitorii de pe străzile Șoseaua și strada Tulcei, iar în zilele de miercuri se vor colecta deșeurile de pe străzile Iasomiei, prelungirea Iasomiei, prelungirea Morii, Militari, Academiei, 9 Mai, Libertății, Dacilor și Șoimului. Joi, echipele de salubrizare vor fi prezente pe străzile Dumitru Comșa, Teiului, Pinului, Belșugului, Ștefan cel Mare, Murelor, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Cuza Vodă, Carol I și Independenței. Graficul pe zile, actualizat și detaliat, poate fi consultat pe site-ul oficial al Primăriei Lumina. Locuitorii din Lumina care nu au primit încă o pubelă se pot adresa serviciului de salubrizare sau pot depune o cerere online pe site-ul primăriei din localitate. Record istoric în portul Constanța, traficul de mărfuri a atins în 2023 un nivel fără precedent. 92,5 milioane de tone de mărfă au fost operate în port, cu peste 22% mai mult decât în 2022. Traficul fluvial a crescut și el considerabil, cu 40% mai mult decât în anul anterior, atingând 22 de milioane de tone. Cerealele au contribuit cel mai mult la creșterea traficului. 36 de milioane de tone de cereale au fost transportate prin port, mai mult de jumătate dintre acestea din Ucraina. Creșteri semnificative s-au înregistrat și în traficul de semințe uleioase, minereuri de fier, deșeuri de fier și oțel, produse petroliere și îngrășăminte. Tot în 2023 au fost finalizate și câteva proiecte majore de investiții în valoare de 27,72 de milioane de euro. Printre acestea se numără extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 10 bis și poarta 10, precum și modernizarea infrastructurii și protecției mediului în port. În 2024 se așteaptă finalizarea a 3 proiecte importante cu o valoare totală de peste 43 de milioane de euro. Acestea vizează modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice, extinderea cheiurilor danelor 10 și 12 din zona Midia și construirea unui drum și a unei parcări în zona cheiului fluvio-maritim al portului Constanța. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Un film captivant despre speranță și prietenie va rula sâmbătă aceasta de la ora 16:30 la Centrul Jean Constantin din Constanța. Este vorba despre pelicula Prin ierburi uscate, care promite să fie un eveniment cinematografic de neuitat. Povestea are în centru un tânăr profesor, ale cărui visuri de carieră la Istanbul par să se risipească după ce ajunge să predea într-un sătuc aparent uitat de timp. Cu fiecare zi care trece, el își pierde speranța că va putea scăpa de rutina lipsită de perspective. Dar chiar când pare că totul este pierdut, destinul îi oferă o șansă neașteptată. Colegul său de la școală îl va ajuta să-și recapete speranța și să-și redescopere scopul într-o lume plină de provocări și dezamăgiri. Biletele pentru film s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de pe site-ul Centrului Jean Constantin. Avanpremieră la Teatrul de Copii Căluțul de Mare din Constanța. Vineri pe 12 ianuarie de la ora 18, actorii teatrului vă invită la spectacolul Nuntă caut mire și mireasă. Să discutăm chestiuni delicate despre viitor. Adică ce vrea să însemnească? Ce chestiuni despre viitor poate să fie delicate? Ce chestiuni? Chestiuni legate de globalizare, inteligența artificială? Păi imaginația asta ta... Piesa este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 14 ani, fiind o creație originală semnată de Sergiu Bucur și inspirată de ideile lui Arcadie Arcanov și Grigori Gorin. Povestea se centrează pe un trust media aflat la sfârșitul unui mileniu într-o situație financiară dificilă. În încercarea de a ieși din impas, echipa decide să transmită în direct un eveniment cu un potențial impact major asupra publicului, nunta unor tineri care se va dovedi însă avea un final cu totul neașteptat. Regia artistică a spectacolului este semnată
creată de Aurel Palad, iar scenografia este creată de Elena Kozlovski, care promite să aducă pe scenă un decor impresionant. Muzica este compusă de Vlad Crețu, a cărui contribuție va adăuga fără îndoială un plus de emoție și dinamism. Temperaturile cresc ușor în Dobrogea, dar vremea se menține rece. La Constanța, vremea este însorită, dar nu vom scăpa de vânt, care la rafală va sufla cu peste 35 de km la oră. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 0 și minus 1 grad, la noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și minus 4 grade. Același regim termic și la Cernavodă, cu cerul mai mult senin astăzi și vânt care va sufla până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între minus 1 și minus 2 grade Celsius. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor arăta și minus 6, minus 7 grade. Vreme rece și la Mangalia, cu cerul mai mult senin și vânt care la rafală va depăși 40 de km la oră. Temperaturile maxime au valori cuprinse între minus 1 și minus 2 grade, iar la noapte acestea se vor încadra între minus 3 și minus 4 grade Celsius. După ce a ratat mai multe partide pe finalul anului 2023 din pricina problemelor medicale, mijlocașul Tudor Băluță pregătește revenirea în 2024, vizând calificarea cu Farul Constanța în play-off, dar și participarea cu echipa națională la campionatul european din Germania. La început de an, la reluarea pregătirii Farului, internaționalul de 24 de ani se declară încrezător, motivat și nerăbdător să înceapă meciurile oficiale, precizând că își dorește un 2024 plin de realizări, cu obiectivul clar de a fi în primele 6 echipe. În primul meci oficial din 2024, Faru va întâlni în deplasare Universitatea Craiova, locul 3 cu 34 de puncte în etapa 22-a a Superligii. Partida a fost programată duminică 21 ianuarie 2024. S-am terminat anul pe loc de play-off și da, ne pregătim foarte bine acum pentru restul meciurilor ce le mai avem până la play-off și obiectivul clar este acela de a fi în primele 6 echipe. Și eu sunt convins și încrezător că putem reuși acest lucru. Echipa masculină de basket Under 18 de la CSM Constanța a debutat cu o victorie în anul 2024 în campionatul național Grupa Națională, învingând în deplasare CSU Andu Sibiu în sala Transilvania din Sibiu. Scorul final a fost 83-69. Antrenați de Norbert Covaci, jucătorii de pe litoral au avut o prestație sigură, iar în urma acestui succes au urcat pe locul 4 în clasament cu 3 victorii în 6 meciuri disputate, având 9 puncte. În luna decembrie 2023, CSM Constanța a susținut 4 partide, câștigând 2 dintre ele, disputate pe teren propriu 59-46 cu CSS Târgu Jiu și 78-52 cu CN Aurel Vlai cu București. Celelalte 2 partide pierdute au fost în deplasare cu CSO Voluntar și CSS CSM Petrolul Ploiești. În următoarele etape, echipa de la Malul Mării va juca pe teren propriu cu echipele de pe locul 2 și 3 din grupă pe 21 ianuarie cu UBT Cluj-Napoca și pe 28 ianuarie cu CSU Știința București. Federația Română de Basket organizează și în acest an pe litoral competițiile sportive naționale de baby basket și mini basket. Ca și în ediția precedentă, întrecerile se vor disputa pe terenurile în aer liber din cadrul bazei sportive BTT de la Costinești. Perioadele de desfășurare a competițiilor sunt 21 iunie-27 iunie, competiția sportivă națională de baby basket, 28 iunie-4 iulie, competiția sportivă națională de mini basket, avansați și începători. Tragerea la sort se va realiza digital, la o dată care va fi anunțată ulterior pentru toate competițiile și va fi difuzată online. În competiția sportivă națională de baby basket, precum și în competiția sportivă națională de mini basket, categoria începători, echipele pot fi și mixte. Totodată o echipă participantă poate avea cel mult 2 antrenori, posesori de carnet de antrenor cu viza anuală valabilă și angajament la clubul pe care îl reprezintă.